la FC Argeș, a plecat de la Chindia la FC Argeș și între timp s-a întors la Chindia și iată acum de la Chindia s-a mutat aici la Cluj, la Universitatea Cluj. E, și mingea trimisă cu capul în poartă! Ișvan reușește egalarea în minutul 43. Înscrie cu capul tânărul jucător al formației piteștene. Prima sa reușită în acest campionat. 3 goluri în campionatul precedent. Prima sa apariție în Liga 1. A stat cineva rău, Romariu Pireș, cred că a stat rău acolo. Da, știu că nu cumva și a atins mingea. Da, asta contează mai puțin. În minutul 40 rămân în inferioritate, în minutul 43 clujenii sunt egalați.